Albă cu cercei? Nu cred că ai voie în armată cu cercei de la Buză. Nu mai e război, cum îl știi tu, Cristi. A, e, da. E altceva. E mai cool acum război. Nu mai cool. Podcast. Podcast? Încă n-am început. Podcast. Acum începe. Hei! Hei! E un touchpad aici. Wow. L-am auzit. Da, 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 faci o grămadă de chestii. Da, ai și o stercă, poți să scrii. E nice. E un episod de podcast special de sărbători, zicem de sărbători. Hai, cumva? Să zicem de sărbători, dacă. Că n-avem altă de sărbători. De sărbători. Este un episod, e primul episod sponsorizat, nu? Am mai avut episod sponsorizat? Am cumpărat toată Cristi niște apă. Cred că da. E posibil, da, da. Oricum, e un episod sponsorizat. E sponsorizat de data asta de... Adică, prima dată, sperăm că o să mai fie și altele. Dar dacă nu, e singura dată când e sponsorizat episodul din podcast. Al meu nu are bec aici. Deci nu i-a prins încă. Ești prost. Ia uite-mă. Și eu vorbesc și eu. Zi, Toma, zi. Tu zi. Vedem tot după aia. Exactiv. E sponsorizat de Sony. Sony ne-a rugat să ne jucăm în podcast. Care s-a întâmplat... Să se pupe, să coincidă cu mai multe lucruri. Cu mai multe lucruri. Unul la mână. Bă, prostule. Sunt modificat acolo. Stați un pic. Băi, mai apăsați, gata, terminați. Ce am vrut să facem? Ziceți și voi, că am vrut să facem... Noi am vrut oricum să facem o serie în care să ne jucăm și să comentăm ce ne jucăm sau să povestim lucruri în timp ce ne jucăm. De mult o plămâim chestia asta. S-a pupat acum la fix cu ce... Da, ce cu cine a scris în Sony. Și a doua, Cristi oricum își dorește, se gândește să-și ia așa numit da. Sony PlayStation. Bine, eu vreau să-mi iau special pentru Red Dead Redemption. Hei, dacă vrea cineva să dea un Sony gratis, și eu vreau un Sony gratis, ok? Să nu ne orientăm pe Popescu, și eu aș vrea, n-am chef să-l cumpăr, dar... Dar nu orice gratis, nu doar un Sony. Dacă vrea cineva, dacă are cineva ceva gratis, obiective de Canon, spre exemplu. N-ai ce face cu el, ai dat în boala asta. Cauciucuri de iarnă. Eu ți-am zis că o să dai în boala asta. În ce? Ți-ai luat cardul ăla, zi de cardul ăla. Ai zis de cardul ăla. Da, dar acum ai dat în boala de care te-am avertizat că... Poate mă enervezi. Poate mă enervezi și vă fac o poză. Deci am trecut după Nikon pe Canon, ca să știți. Ai trecut pe Canon și acum ai... Dar ia să te rog eu, ia să capac la obiectivul ăla, te rog eu, îți dau eu bani, pune capac. Da, stai aici, stai. Nu contează, pune capac. Dau capac dacă nu ți-ai capac. N-am cum să, tot timpul să-i fac lui Popescu. Popescu e foarte frumos. Mulțumesc. Vezi cum își platează de modelele înainte să fotografieze, știi, ca să... Da, da, deci dacă aveți obiective, că eu umblu cu obiective vechi, dacă aveți obiective acasă, Laica. Vezi că vorbește pentru cameră volumul? Da, da, da. Că da, se uită încolo. Microfonul e aici. Dar el... Da, eu mă adresez... Știe să cerșească. Da, am lucrat la metro, la ele. Trebuia să o pui inversuri. Așa. Ce ziceam? Capac. Dacă avea cineva un capac pentru obiectivul capac, lui, da. Lui Sorin, vă rog eu mult de tot. Orice capac, nu contează ce capac. Avem un râs ca prost în seara asta. După ce tragem podcastul ăsta, noi mergem și la club, da. La Comics Club, să tragem... Da, am scris. Scris? Eu am 9, mai trebuie una. Eu am proaste, mai trebuie toate. Eu aveam vreo 2 scrise și aveam impresia că am 3. Și am plecat cu o ușoară dezamăgire când am început să scriu. Am scris în mașină, pe drumul cu acest somn, am scris 2. M-am trezit și le-am notat. În somn am scris efectiv și alea au fost bune. Restul ce am scris treaz. Mi-am notat o glumă azi noapte înainte să adorm, vreți să vă zic? Da. Noi ne uităm, am televizor și dincolo în dormitor. Și eu de obicei mă culc înainte al Joe și Joe stă și să mă uită la televizor. Și de multe ori când mă culc, când începe să-mi ia somnul, îi zic să stingă televizorul. Că mă deranjează lumina aia, oricât de, cu cât e mai beznă, cu atât e orice flicker de la absolut televizor mă deranjează. Și aseară mi-a venit să-i zic, că m-a întrebat de să sting televizorul. Și în loc să-i zic să stingă, mi-a venit să-i zic, dă și tu măcar pe un film cu negri. Nice. Eram prea adormit ca să... Când, dacă sunt negri, nu... E mai puțină lumină. Da.
Păi, cred că de aici nu o să mai apară podcast, episodul ăsta. Da, da, o să tăiem bucățica asta. Bun. Episod de râs ca prostul. Hai să ne apucăm de treabă, să ne jucăm cu ăsta. Ideea e așa, noi am primit și două jocuri. Eu aș vrea întâi să ne jucăm niște jocuri care se joacă în patru. Ca să vedem care sunt. Păi și Call of Duty nu se poate face o echipă de patru să mergem să facem. Nu l-am jucat niciodată, trebuie să-l deschid să văd. Cred că e single player. Crezi că e single player? Da, da, cred că e single player. Și eu cred. Cred că o să ne jucăm pe rând. Sau o să-l dau Spider-Man, cel puțin vreau să-l dau pe Cristi cum se joacă Spider-Man. Ok. Clar. Dar vreau, am luat niște joculețe de jucat în patru, unul din ele nu l-am jucat niciodată și cred că o să fie fan să jucăm. Hai să vedem. Pregătiți-vă pentru înjurături ardelenești. Și noi acum, teoretic, ar trebui, o să vedeți că înregistrăm și ecranul. Să sperăm că se înregistrează. Ok, acum am înțeles. Ok, ia. Înjurături ardelenești desincronizate de acțiune. Press a button. Deja sunt confuz. Orice button. Taci din gură. N-ai tu treabă, Sorin, deocamdată. Așa. Tu ești pompierul? Și acum cred că trebuie să intrați și voi. Cred ok, că cum? Frate, mie nu mi s-a prins. Apasă pe ăsta de la playtest. Left și right scrie pe ele. L1 și R1 sunt astea de aici. Ca să vă schimbați culoarea și personajul. Dar merge și pe săgețele, să știu. Și cu săgeție. Stai, care sunt? Cu săgeție e cu săgeți. Opriți-vă un pic să-mi dau seama. A, eu sunt la mob. Deci cu săgeți este personajul, cu left și right e culoarea. Eu ăsta rămân. Eu sunt scafandru. Eu sunt doctorul. Să-mi fac roșu. Sergiu caută unul să semene cu el. Eu sunt ăla. Gata. La galben? Rock-on! Gata? Da. Asta? Așa. Bă, nu, că n-am mai jucat niciodată, dar să așa, eu sunt roșu acum. Sunt roșu și cu mustață. Bun, mode waves. Nu știu ce înseamnă. Dă-i start și vedem. Dau start? Da. Deci X e start și de obicei cu ăsta te miști. Ce facem? Trebuie să ne omorâm unul pe altul, din câte știu eu. Da, sună bine. Care-i Sorin? A, ne batem acum? Păi stai, eu sunt... nu sunt albastru. A, ne batem cu alții. A, dar nu știu cu ce taste... De ce s-așa în capul ăștia? Nu prea știu bătaie. I-am dat în cap, în guru. Cu X e sărit. Cu X e săritul. Uite, mă, să dai capul din gură. Da, eu am sărit, eu am sărit. Uite capul din gură aici. Eu am sărit de pe bloc. Ce mi-a luat-o? Ce mi-a dat-o iatul? Eu știu care sunteți care. Babele alea, da, bat Trump e aia, bat. Dar eu nu știu ce... Să n-apeși X. Te-au aruncat, gata. A, uite, cu dreapta am rit, cred că apuc. Da. De păr. De urechi ești la... Da. Cu ăsta, cu R... Vezi că te aruncă. Cu capul. Pum. Cine dă cu capul? Eu, Sorin. Sorin. Eu dau cu capul de orice. Ce l-am plăște, bă, prost. Am sărit eu. Păi și la mine a fost la fel. Hai, Sorin, salvează turma. Sorin. Dar seamănă cu Sorin ăla. Da. Da, da. Atitudinea contează. La atitudine seamănă. Ia-l de acolo. Gata. Gata, l-ai omorât, bravo. Dă-i acolo. Dar cât să-l arunci, cred că e de ajuns. Sorin e ca la stand-up, știi ce-a stă mult. Game over, niciodată nu mi-a putut să văd asta. Dar acum da. Gata, ne mă dorm mâinile. Atât am vorbit. Așa, ce jocuri mai ai? Vezi alt mod în loc de waves, ia vezi. Schimbă modul. Că putem să ne batem între noi, ia vezi acolo. Eu am murit. Ai murit? M-a băgat la malaxor. Am zis că prost. M-a apucat. Sunt niște paraplegici care se bat. Dar nu știu cum să fac după aia, după ce l-am luat. Dar pe ce-l iei? Cum l-ai apucat?
Cu asta cu râu, cu râu asta de sus de aici. Eu m-am bucat de marginea aia ca să nu... da, nu dau drumul. Deci nu dau drumul. Ai găsărit la alt fel. Dar te-ai apucat și de mine acum. De Cristi. Scafandrul e Cristi? Da. Nu te lasă. Agitare și-o luat Sergiu păr lung. Și Cristi chel verde. Toma un pic savant. Iar s-a apucat de bară. Îți pun în față ce... Da, da, nu poți dea cu bara. Ce mă trage de păr? Nu știu cum ridici, cum faci să... Eu n-am mai jucat jocuri din studenție, cred că... A, ba, mai avut la un moment dat eu ceva... Eu nu dau drum la bara. Taken, nu știu ce, Taken 5. Dar nu... Popescu, ce faci? Ce capul? Parcă e un nebun, merge cu bara după el. Te ține de mânuță. Deci nu las bara asta. I'm gonna be a stripper. Dă-mă drumul. Genul de stripper este cum stă noi cu stand-up până ucim de acasă, lumină și reflector. Eu vin cu bara. Nu! Oh! Aproape te-o salva bara aia. Oh! Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i capul în gură, Cristi! Dă-i pe pătrat, dă-i pe pătrat, dă-i, dă-i! Dă-i! Pe pătrat? Pătrat e capul în gură sau ce? Da. Da. Ok. Egalitate. Ah. Ah. Da, toți banii. Malay. Hold jump when moving to run. Oh, nu o să fie care bine. Care era jump? Cred că X-ul e. X-ul e. E, dar nu cred că e idee bună să sari. De Cristi capete în aer. Nu știu unde sunt. Am căzut pe lângă... Cred că am murit, cred că am căzut în fața trenului acolo. Dă bă drumul! Ce s-a scos, Sorin? Tu ai sărit de acolo? Mm-hmm. Eu nu știu că am căzut sub tren sau am căzut între vagoane până undeva. Au căzut și ăștia. Da, nu trebuia să sărim, să ajungem în față. Da. N-am știut că asta e storie, dar eu tot timpul jos. Eu că n-am înțeles care ce buton face. Da, nici eu nu știu. Uite, grab walls. Complicat. Hai să stăm 10 secunde, hai să încercăm jumătate de minut să vedem ce face fiecare. Hai, ce... vino Cristi un pic. Nu, nu, dar nu veni la mine. Dar nu mai să ne, dacă apăs pe ăsta te prind, da? Ia, dacă apăs cu ăsta la altul, te prind cu cealaltă mână. Bun, dacă apăs hai, pe ăsta ne exersăm. Tu ce faci? Breakdance. Nu știu ce fac. Șterg pe jos, deci cu pătrat, eu cu pătratul mă las pe jos. Și eu, cred. Cu pătratul te las pe jos? Cu X sar. A, da. Cu ăsta mă las în față. Și cu ăsta ridic mâinile. Cu X sari? Da, cu X sari. Dacă ți-ai apăsat, te așezi în cur. A, ok. Dar dacă apeși o dată, sari. Dacă ești cu capul stâlp. A, și dă cu capul dacă apă... Uite, dacă apăs așa, dă cu capul. Dacă apăs doar cerc. În loc să-ți țin apăsat. Dă din picior, fiare, dacă apeși o dată ăla. Da. Pătratul. Ok. Și ăsta apucă cu mâna aia și ăsta apucă cu mâna aia. A, deci ăsta, left și right, sunt cele două mâini. Da, 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 asta am înțeles mai bun. Deci poți să te urci pe ceva cu cele două mâini? Ia să vedem. La Cristi. Uuuu!
Gata, jucăm? Da. Hai. Hai. Aaa, uite, a descoperit, a descoperit! A, trebuie să-i cu ambele mâini? Da, da. Acum, la rog. M-a aruncat prost. Am sărit și eu. Luat cu mine. Asta că n-a venit. Ah, poți să urci la loc. Poți să urci la loc dacă urci cu... Cum urc? Nu, e ok. Nu știu dacă putem să mai urcăm de acolo. Păi să nu a urcat. A, da, poți. Cum? Trebuie să te apuci cu mâinile cu una și cu cealaltă. Da, prea târziu. O, be too late. O să fie draw. Cum sari și te apuci cu mâna? Da, așa am văzut. Te prinzi cu ambele mâini, trebuie să ridici mâinile, am impresia. Și după aia nu știu ce. Dar tu ai o tumoare pe față, Sorin, ce e? Neg. Ridică mâinile acum. Ca să... Așa. Dă-i! E să ridic tocă. Da. S-a descurcat sau din sorce? Nu m-a descurcat. Mm-hmm. De ce ai sărit înapoi, Sorin? Întreb eu. Vreau să-l mai lauzi o dată. Să te prindi? Ai câștigat Sorin? Nu știu încă exact. Ai câștigat Sorin, Sorin, că a scăpat. A scăpat Sorin. Oh, bun. Bun, bun. Cum zice Dan, l-a scăpat. Grab waltz with both hands, jump. Și după aia cred că cu o mână și cu cealaltă. A, pula. Nu, lasă-mă jos, lasă-mă jos! Lasă-mă jos! Lasă-mă jos! Aaa, nu vreau să mor! Pizda, mă! Ce? Yes. Te-am luat cu mine. N-am făcut nimic. L-am luat cu mine. E tot nu e clar cum arunci, cum... Ridici, cred că după aia dai drumul, da, din mâini. Da, ridici și după arunci, dai în față. Cred că pe cerculeț arunci în față. Cum arunci? Arunci în față și dai drumul la mâini. Arunci în față și dai drumul la mâini. Deci iată, uite. Deci ridici în sus. Așa. Uite-te un pic, apăși pe triunghi să ridici în sus. Așa. Așa, și după aia dai arunci în față și dai drumul la mâini. Cum te arunci în față? Cu cerculeț. Pe cerculeț te dai în față. Ah, ok, hai să văd. Lasă-mă jos, lasă-mă jos, lasă-mă jos! Bine. Nu! No! Dar nu mori în apă. Da, nu mori în apă? Nu. Deci acum mori. Cum te urci, întrebarea? Trebuie să-l sugrum. Cred că eu am decedat. Da, și am murit. Da, cred că nu poți stai prea mult în apă. Să-l tragi pe ăla de barbă. De ce le-ai dat drumul? Lasă-l. Se zbate la acolo. Ăsta ce-i toa? Bă, numai eu l-am câștigat niciodată. Eu încă n-am învățat cum torci la loc pe chestii, aia. Hai să mai jucăm și de un joc de la ei, că trece timpul. Hai să jucăm, hai să jucăm, stai așa. Deci eu mai am, ca să vedeți, să vă zic ce mai am, ce să mai poate juca în mai mulți, care e foarte fun, e ăsta. Oh, God. Octodad. Și ăsta se joacă în mai mulți, dar asta e, o să ne enervăm la el. Dar ok. La Octodad este, tu controlezi un personaj aici, a? Și când ai un singur jucător, tu controlezi și mâinile și picioarele și trebuie să-l faci să meargă sau să facă chestii, ce ai de făcut acolo, primești task-uri. Când suntem mai mulți, putem să controlăm fiecare câte o parte din... Cred că te se ridici piciorul și pe urmă poți să-l miști. Aia e. Da. Doar că nu puteți amândoi, deci trebuie picioarele, trebuie părând, trebuie să ridici unul piciorul și pe urmă ălalt piciorul. Hai să ridici piciorul drept, ăla verde. Trebuie să ridici piciorul. Și apasă pe ăla ca să ridici. Ia vezi. Apasă X. Așa, și acum din control, așa, și mus piciorul. Și trebuie să mergeți voi și noi folosim mâinile când... Să-l pizza? Ce trebuie să... Asta e care e misiunea, în primul. Trebuie să găsim frozen pizza.
Să intrăm în magazin și să căutăm prin rafturile acolo de... Ce de capăt! Auleu! Și ca să te prinde. Auleu! De ce mi-a făcut jocul ăsta Dan Puric? E pantomimă pe asta. Hai mă! Dar a păsit și nu s-a întâmplat nimic. Băi, picioarele și-au făcut treaba. Mai pare și om. Dar nu plecați! Eu n-am plecat, deci eu scuiesc mâna aia turcoaz, da? Da. Hai, descoperă tu cum și eu după aia fac și eu. Dar nu vrea să deschide, poate nu aici. Dar nu merge cu trăgaci? Nu cred că aici, cred că în capăt. Ia să vedem, uite acolo unde imediat deschis. Ajunge. Da, trebuie să intrăm pe acolo unde deschis, da. Imediat, okay. Ia uite. Ia uite, acolo, ce-i? Waffles. Nu waffles, trebuie să ajungem la pizza. Vezi, cu X e, dar nu... Da, dar trebuie înăuntru. Piciorul, mergem... vină și tu înăuntru. Mersi. Dar câtă pizza trebuie să luăm? Una, cred, dar trebuie să o găsim unde e. Dar nu mai era. Uite, una că se tot aprinde aia, mă. Poate se aprinde, dar nu e, pizza e mai încolo. Trebuie să mergem mai încolo. Unde, prin raft? Aia sunt cartofi. Da, pe deasupra raftului. Bici eu. Bici. Stai că trebuie să iau pe sus. Bine, mă. Dar nu vă prindeți voi cu mine. Acolo e făină. Trebuie să o dăm de o parte, nu? Da, dă tu făina la o parte. Da. Da, o dat ăștia. Și-au băgat picioarele. Wow! Cred că am fost subți. Pizza! Bă! Teamwork! Hai să mai schimbăm. Ce vorbești, mă? Hai! Asta e simpatic. Așa. Hai să... Ce? Să jucăm de la ei. De la ei? Ok. Joacă tu, Cristian. Spider-Man! Wallpaper. Și la Spider-Man am primit astea. Dacă n-ați văzut. Adică jocul a venit în... Am văzut salada. În cutia asta. Ce salada? Să văd. Este Media Kit, se numește. Ia uite-te tu aici. Ce vreau să arăt din ce... Uite-te ce mai e pe aici. Dar ce vreau să arăt este că am primit un comic book. Și o insignă. Care e limited edition, nu e insignă, e cu magnet. Da, ce-mi place... Da, e cu magnet că poți să o prinzi pe haină. Îmi place cât e de grea. Da, foarte grea. Așa. Ia, este grea. Și aici e codul de descărcare. Poți să-l arăți că am descărcat deja, nu mai e valabil. Dar este... Și asta de cafea cine? Probabil că e aia de cafea din oraș, cum se cheamă cafeaua din oraș, că e și ziarul, e din oraș dacă te uiți. Vezi că e ziarul care... E Daily Bugle, okay. Ăla unde lucrează, adică toate sunt... Și asta, comic book-ul ăsta, o să-l ducem la club. Da, e diferitate. Ai harta și vezi că eu ai văzut hârtia aia cu schițe? Asta mi se pare foarte tare. E hârtie cu schițe, gen de personaj și de nu știu. De logo, când își făcea logo-uri. Chiar ruptă din cretul. Da, e Peter Parker. Și are și urmă de cafea aici. Mm-hmm. Bă, ori ajuns să se la un alt nivel cu... O să facem niște poze la ele, să le punem pe Insta. Foarte mișto. Ai terminat jocul, Cristi? Gata? Acum să termină. Ar fi șmecher. Poți să sar peste intro? Uite, exact pagina. Uite pagina din... Da, este foarte mișto. Uite, îți place, uite chestii electronice acolo. Sorin, fii atent. Tranzistori. Eu asta m-am uitat doar, da, să-l pun aici. M-am uitat doar la altcineva care se juca, care îl primise înainte să fie lansat. E un tip care face recenzii la jocuri și care le primește și le joacă un pic înainte de lansare. Și m-am uitat atunci un pic cum se juca, dar nu l-am jucat niciodată. Adică nu l-am. Păi, mi-ar plăcea și mie să am timp. Colecționează ziare. Da, știu. Păi da, și eu am... Bine, m-am gen jucat, dar m-am jucat cu Fimi. Vibrează și ăsta. Wow, ce tare. Vibrează la mână? Da. Băiatul, ce bună grafică au jocurile, n-am mai jucat de așa ceva care să pară realistic de la Return to Castle of Wolfenstein. A, trebuie să plătești facturi. Și ce mi se pare stupid aici? Cum ar fi? Să bați babe ca să poți să ajungi în față? Mie mi se pare că cizmele alea fac foarte mare diferență, că dacă ar avea cizmele alea ar fi foarte gay. Dacă ar avea șlapi. Da, șlapi, sau nimic, sau se termină tot în albastru direct până jos. Da. Wow! Nu că nu mor de la căcatul ăla.
Ești Spider-Man, man. S-a lovit ca prostul foarte elegant, știi? Ești Spider-Man. Ia uite-l, mă, cum fumă. Ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă? Da, trebuie să o iau. Și acum ce faci? Mergi pe cafea? Acum unde sunt? Dar ce trebuie să faci? Care e obiectivul? Probabil trebuie să merg acolo, da, unde, în stânga. Obiectiv, unde ți-a dat obiectivul? A, uite, dacă zice că trebuie mai până acolo. Îmi zice prățara că trebuie să mă mai ridic, să mă întind. Gata, te-ai întins? Dar fă doar cu mâna așa, nu se prinde dacă faci dacă ceva. Nu, că își dă seama proasta. Serios? Deci ce fac? Mi-e gândit să mă întind, mă, și fumez o țigară. Nu știu, nu știu că e sănătos. Mai am kilometru, bă, băiatule, până caută în gunoi, vezi dacă poți cauți în gunoi acolo. Da, ce fac, ești la țigară? Da, nu. Hai că nu mai e mult, să ajungi. A, puteai să cobori tu să-i metrou? Ca tot omul. Cred că trebuie un pic mai în stânga. Noroc că au zgrie în ori, după să te agăți de el. Altfel, să fie da. Spider-Man la sat. Să fie, îl târa așa pe jos, trăgea cu el de un gaj și pe aia îl târa pe jos cu fața de... Se lega de un cal așa. Da, este... Că mai are un pic și ajunge, măi. Încă puțin. Poți... Este easy, este cel mai easy, ultra easy, așa. Și Cristi Popescu. Opa, probleme. Da, e cu pistoale. Asta e în... Stai să vezi. N-au nicio șansă polițiștii. E partea de Brăila a New Yorkului. Fii atent, mă. E incredibil, mă, dar nu e ok. A intrat prostul cu cisternă. Stai de cald, știu că așa o să întâmple. Nu, mai fă ceva acum. Explodează laptele? Nu, eu moară, nu, eu moară. Nu te uita, Cristi. Îți zici când e gata. Stai că a venit Spider-Man, Da, stai. Acum. Asta stai să vezi. Your spider sense will flash around your head to nu știu ce. Nu, eu nu dau dodge. Eu nu sunt genul care să dea dodge. Dar asta e așa, cam joc din ăla de stat și mânca pizza singură acasă după ce te-ai despărțit de prietenă. Nu, după ce ai luat bătaie în club. După ce l-am bătaie în club, da. De la nou prieten al fostei tale. Mai termină, mă, incredibil. Nu mai pot, deci nu mai pot, am transpirat tot. Iar un transport nou de proști. Nu respira așa bine costumul ăla. Era să vă mulțumesc. Iar jumătate de kilometru. Dar Alina știe că tu ești Spider-Man? Cred că bănuiește. Bănuiește, nu? Are pânză de păian în la cură. Dar de câte când trebuie să-i spele colanții, când le treabă ce faci cu ăștia, îmi place mie. Așa port eu iarna. Da. Opa, de... probleme, la fisc. Nu dă la banii. La fisc ai ajuns. Îmi cer scuze. E ok, da. Iată, sticlețe. Festivalul internațional de stand-up comedy, eu de-aia am zis că nu dă la banii. Da, înțeles, da, eu am înțeles asta. Am vrut să fac și eu încă o glumă, de-aia m-am dus. Dacă flirtează cu gagica aia. Dar n-are prietenă, n-are prietenă. Fă-ți lucrul. Mrs. Wang. Lucrul. Mrs. Wang. Wow, cât sunt. Stai să vezi acum. Fii atent. Dans la pânză. Mă, dar nu se mai termină. Se mișcă deodată. Ah, iar m-a wow. De sfârc. M-a prins direct în sfârc. Cu pânza. Pare că lactează ăla spre Spider-Man. Și e sfârcul meu sensibil. Wow. Câtă pânză după aia în sai? Băieți, și voi v-ați spălat bluzele albastre cu bluze roșii la un loc? Așa s-a dat și la costumul de Spider-Man la început. Da. În continuare este fascinat de sistemul lui de a arunca pânză după aia în gen. De unde are atâta? Da. Cu ce nu anume? Nu să facă refill de niciunde. Ce suplimente alimentare ia? Ia baraca. Baraca? Da. Vrea să mai joace și altcineva? Sorin, de la Sorin. No, eu nu să joc. Să ceapă Sorin alt joc? Să trecem prin toate? Să vedem pe Call of Duty pe Sorin. Hai, Call of Duty. Hai, dă-i. Da. Call of Duty. Absolute Zero Operation. Mie nu mi-a plăcut din Call of Duty. Ai fi cu negri, nu? Nu, că asta e albă. Asta e albă. Albă cu cercei. Nu cred că ai voie în armată cu cercei de la buză. Nu mai e război, cum îl știi tu, Cristi. A, e, da. E altceva. E mai cool acum război. Nu mai cool. Play și gata. Începe. Suntem cooperativi?
Cred că da, cred că aici suntem cooperativ și ne batem cu zombii. Mie mi-e frică de zombie. Eu sunt ok, eu mai ai văzut. Mie mi-e frică de Sergiu. Te apăr eu. Avem timp. Mie vibrează. Ce vibrează? Hopa. Care-i? Aoleu, dar... Eu sunt ăla din stânga jos. Eu sunt aici. Speram și eu să am un pistol mai calm. Uite ce rahat de pistol am. Eu sus, stânga. Cu dreapta, cu ăsta. Sunt stânga sus. Cu R2 tragi. Vine un zombie din dreapta. Am urât un zombie. Sau nu l-am urât. Ba da, l-am urât. Unde sunt? Vin? Ah, vin acolo. Tomache, vezi să te omoară. Da, păi mă trec pe... trebuie să-mi dau invers la axa, păi. Femei zombie, hopa, zdrăguțe. Se lasă mai ușor femeile zombie. Femeile zombie se lasă mai ușor? N-am văzut. Cum agăți o femeie zombie? Ești la un creier? Ești la un creier. Problema e că nu poți surprinzi de cur când faci așa. Că se desprind bucile. Da. Asta cred că nu o să intre. Este o activitate foarte plăcută să petreci timp cu prieteni în vacanță. Da. Decât să stau la masă cu ai mei, aș prefera să omor zombie. Deci să-mi dau seama repede. Deci eu sunt 3, da? Îmi scrie acolo undeva care se ia repede în ecran ca să nu... Gândesc că o să fie exact la fel. Ne mișcăm pe rând și vedem. Ți-ai pus folie cu ăsta? Nu. Așa arăta. Așa părea. Așa părea, ore. Dar lumea nu vede despre ce ai arătat tu. Ai pus folie pe ăsta? Nu, domnule, eu nu lucrez cu folie. Totul se duce în... Tot. Așa, mai bag ca să fie simplu pentru Toma. Totul se duce neant. Am uitat că e sponsorizat. Gata! Mamă, dar vibrează asta. Eu sunt tot stânga jos. Eu sunt exact. Deci stau pe stradă. Deci dreapta. Hai să eu țin ușa asta. Eu stau aici la... Hai, la Macara. Aici cineva. Vin eu, dar trebuie să-mi schimb... Sorin stânga aici la Macara, da? Eu nu, eu țin unde fix fața unde m-a lăsat. Păi, dar pe aici, pe la Macara o să vină, pe la... E unul aici! Mă încăca pe mine. Încarc, Sergiu, trage tu. A, dar nu-i tragem în față, că e sărăcuța. Eu sunt pe scări, da? Eu mă duc spre scările din dreapta. Păi eu sunt pe scările din dreapta. Eu sunt jos. De urcat, scările de urcat din dreapta. Nu te duc acolo. Păi hai să ne hotărâm ce facem. Cine urcă sus? Cine hai. E bătrânul la care urcă eu, sus? Eu, că e aici ceva de luat sau ceva de făcut. Unde sunteți? Coborâi și am un canaloc. Clear. Partener, gata, v-am văzut. Nu cred că aveam nevoie de inver, dar mă obișnuiesc. Eu sunt femeia. Nu știu ce trebuie să fold aici. Hai băi, sunt cu voi, gata. Gata, ai luat? Gata, calmați-vă. Ai luat ce trebuie să iei? Ce trebuie să iau? Vin niște zombie. Unde? Vin pe aici, aici. Pe după colț. Mă ocup eu de ei. Eu încarc în spate. Și eu încarc, ai unul pe mine aici. Și pe mine. Cred că sar de sus. Am murit. Hold, cerculeț, Tomache. Self revive. Nu, pătrat. Mi-am luat pușcă. De unde? E o pușcă aici pe perete, dacă vreți să o luați. Da, vreau. Veniți aici unde sunt eu. Pușcă, ce tare, pușcă. Și țineți pătratul apăsat la pătratul? Pușcă. Unde ești tu, Toma? Uite, am luat pușcă. În mijlocul aici. Am pușcă și eu. Eu am luat. Ce tare. Țineți pătratul când mai văzut, Sergiu? Eu n-am pușcă. Unde ai văzut? Vino încoace. Vino încoace. Vino încoace, Sergiu. Sorin, invers. Și apeși pătrat. Așa. Sergiu, vino cu în mijlocul punții aici. Mi-a luat acolo. Ah, okay. Mi-a luat pușcă. Sunt cu voi. Unde e, mă, pușca? E o pușcă pe perete, desenată. Nu mai am nici gloanțe. Să nu tragem toți în aceeași. Hai să... Care ești tu, Sorin? Am coborât jos la punte. Care ești, Sorin? Aici. De ce ai coborât? La alea. Hai la Sorin să-l luăm. Unde e jos? Da, hai să-l luăm. Da, sunt niște chestii albastre aici, man. Nu știu ce e. Și aia, trebuie să plătești ca să deschizi. Costă 750, că deschid eu aici. Iată. Am deschis Toma miliardarul. Eu n-am nici gloanțe, mă. Sorin, cu acest din asta nici nu o să ai. Unde sunteți? Hai să luăm toți pe o parte, but... că văd că cineva a luat înainte. Hai pe aici. Că văd ceva. Drept înainte pe unde am intrat. Eu arm aici. Shotgun sau ce e asta? Wow, pare mișto.
Vin zombie, vin zombie, eu mă duc în unde? Stânga, mergeți voi în dreapta, că vin unii și din dreapta. A, vin. Sorin, dar ce alegere ai făcut de ajuns așa rău? Dacă vin pe spate. Pe unde? Unde ești, Sorin, aici. Tu unde ești? În nu mai am nicio bronță, trebuie să mă dau. Mui, pe aici, dar... În spatele vostru, în spate? Băieți, întoarceți-vă toți. A. Dar vin din partea aia, nu vreau să mă întorc. În spate, din camera de aici vine unul. Mă ocup eu de ăștia care intru pe geam acum. Ah. Wow, ce s-a întâmplat? A dat cineva cu o bombă? Da. Pe geam mai vin. Tu care ești? Am mai băut ceva. Ia stai, care ești, Sorin, tu? Ăsta, fata. Nu ești fata tu. Cum Sergiu-i fata. Ah, Sergiu-i fata. Nu e adevărat, eu sunt fata. Tu ești fata acum, ia stai, da. Să văd dacă pot să-ți dau ceva de aici. Și asta și a plecat. Nu? Așa se face, mă. De-aia tot timpul vezi, femeile să... Nu s-a avantajat nici în jocurile da, astea. Da, și în jocuri, da. Hai, Toma, ai cash? Sorin, dacă apeși... Ah, dar nu. Sorin, dar nu te duce. Hai, hai că a deschis Toma ușa, hai de soți. N-am deschis eu, dar vine ceva din spate și am fugit. Hai, hai, trageți acolo. Da, mai sunt dead. N-am gloanțe, pe ce drag fac? Nu știu care, trebuie să fie niște controle, wow. Ca ai niște uite, chestii uite, acolo, cât vezi? Sunt aici. Bleed out. Trebuie să fie, dar cum, voi cum faceți recharge? Ce recharge? Dar n-am făcut, face automat când se termină, dar n-am ajuns la fără de tot, cum ai tu. Ei, cum am ajuns la fără de tot? Nu știu, dar văd că ești în continuare viu tu. Eu mi-am dat revive și nu am muniție, așa că... Hai să mai vedem unul. Și mergem. Unul și mergem. Da, e târziu. Asta, overcooked. Mamă, ce m-a enervat ăsta jocul. Jesus. E o activitate pe care poți să o folosești în vacanță să te recreezi. Dacă în mod normal ai nervi de la alte chestii, știi care e problema la când la... ai nervi nu faci chestii, poți să-i nervezi aici. Știi care e problema la asta făcut în, când sunt patru așa? Că e aceeași ecran, dar micșorat total. Nu e făcut, nu mi se pare că e făcut bine ca să poți să vezi ce e fiecare butonul. Ca să poți să fii un player. Da. Era mare înghesială pe suprafață. Da, trebuie televizor mai mare. Lasă asta, trebuie gloanțe, bă, Cristi. Că aș fi vrut să trag, dar venea zombie aia. Crezi că e ușor? Foaaai, că capul meu știu, avem și show seara asta, suie da, în joc. Da, da, ce un chef de la. Cum două? Păi adică și râs ca prostul și... Da. Râs ca prostul, hai că le citești de pe foaie, dar la swing de joc trebuie să te concentrezi, să te gândești. Stai, să vezi pe foaie. Eu deja zombie. De-aia n-aveam gloanțe, mă, că eu zombie. Man! Man! Man, hai să ne vedem noi. Nu e de treaba noastră. Da, îi dau versus de-aia, nu? Că asta l-am jucat cu... Ce luați trei prieteni? Georgiana. Gata, alegeți-vă personajul. Dar toți sunt bucătari? Da, păi e de, cu bucătărie. Vulpe. Eu unde sunt? Da, poate pe asta, stânga-dreapta. Eu pe asta mi-l aleg, îmi pare inteligent. La Sorin iar nu merge. În dreapta păi și-a ales cineva deja. Nu mă, cu ăsta, bă. Sorin, cu ăsta. Înțeleg că am ales eu. Ai ales tu deja, da. Aia e, gata. Dacă ai de făcut un hamburger, băi, îți pe loc un pic, da. Termină. Dacă ai de făcut hamburger, trebuie să iei toate alea să le pui, să prăjești carnea, să pui salata, să pui, trebuie să pui pe farfurie pâinea. Adică, uite, iei pâine de aici, o duci pe o farfurie, așa, carnea trebuie pusă întâi, cred că tăiată întâi. De-aia nu mă lasă, mă. Da, pune-o la tăiat, pune-o la tăiat. Poți să ard carnea. Da, dacă o ții mai mult decât e barul ăla de acolo. Deci cum o tai? Cu pătrat. Cu cuțit. O dată, pe și o tai. Și fiecare trebuie... își face burgerul lui, nu? Noi doi, nu, noi doi lucrăm împreună, Cristi. Nu, no, ești handicapat. Ce prost ești! Lucrăm împotriva ăla, trebuie să facem meniu da? De okay, sus. Okay. Uite, să arde carnea aia. Deci da. Acum iau și o pun și am un hamburger gata. Și îl duc acolo și îl pun și îl duc. Dar de ce nu pot să pun asta? Cum să... Trebuie să pui la tăiat întâi carnea. Iar după ce am copt-o? Ai un tocător în stâng. A, ai, nu, pune-o pe pâine. Pe pâine. Nu mă lasă. Păi un, pe una e pusă deja. Trebuie să dispară bara când ai terminat de prăjit carnea. Unul doar cu carne și salat. Sorin. Care? Gata, acum am făcut carne. Taie carnea și pune-o la foc tu, Cristian, și între timp pregătesc eu... Ce mai am de pus? Roșii. Și după aia trebuie spălate și farfurile care vin înapoi de la...
Dar numai de ce nu-mi pune carne? Asta vreau eu să vin să spăl farfurile aici. Pentru că n-ai tigaie, de-aia nu-ți pune carne. Ah, tigaie pe jos, dar cine a pus tigaie pe jos? Vezi cu toate burgerul. Poți să pui burgerul în cealaltă tigaie, că mai e o tigaie. Poți să ai eu carnea asta, de ce să o pun pe jos? Păi da, cu carnea pe jos. Cine o ia cu carnea pe jos? Eu, că m-am curcat. Trebuie să-ți vină o farfurie. Întâi chifla și carnea aia gătită. Ok, eu fiu o carne. Eu am spălat două farfurii, Cristian, ce ai făcut? Uite, bag o în chiuvetă și spal, bag o în chiuvetă, aia. Stai un pic, stai că aștept carnea, man. Dar de ce nu poți să pun salată aici? Tai întâi, trebuie să o pui să o tai întâi. Pune pe topător și tai. Ce carne? Păi e prăjită? Păi nu pun oasă să o prăjesc, nici s-o tai nu mă lasă. Pune un tigaie aia care e... Am trebuia tigaie. Da. Prost ești. Am tăiat salata. Vezi, Sergiu a pus una, sau tu ai pus? Sergiu de ce poate? Nu, cred că a fost Sorin, nu? Eu am pus. Sear de carne, bă, sear de carne. Iau. Da. S-a ars carnea. E gata, nu? Da. Eu pun roșie. Farfurie? Păi farfurie n-am. Fă-te de acolo, băi. Merge să servesc fără farfurie? Nu. S-a terminat timp. Cine a câștigat? N-au bătut ei. Da. Cum n-ați bătut? Eu mă știu pe ce pe mucătărie, bă, băiatul. Mă. Gata. Și au văzut de treaba asta. Asta a fost. La guest-ul cred că este Sergiu. We call it a day. Da. E fan. Toți e fan, e fan. Așa facem. Nu s-i focalizat foarte aproape, că e manual ăla. Dăm stop, da? Mi-ar putea să facem asta să nu fim pe grabă. Da. Bucate, da. Hai să încercăm să-l facem așa și vedem. Eu cred că are... Hai să-l pun aici. Cred că are potențial pentru gaming night-ul nostru, dar trebuie să găsim jocurile care potrivite. Trebuie să găsim jocurile potrivite, da. Că unele din ele pare că nu sunt potrivite deloc pentru... Da. A ne jucat toți patru. PlayStation! Să comentăm, să mâncăm popcorn, să facem câteva. Da, poate să joace unul. Eu cred că alea de survival sunt mișto în multiplayer. Mai ales că e fun că îți dă celălalt sfaturi și te bâre la cap și că ai fost proști. Could be fun. Și mă... Rețeta. Hai să încercăm așa. Hai să lăsăm așa întreg. O să încerc să edităm, să vedem ce a ieșit din jocul nostru de cât am reușit aici. Îmi praf, cum îți și eu de altfel aici. Asta a fost încercarea noastră de a ne juca. O să... Sperăm că v-am făcut poftă. O să facem, dar următoarea vrem să facem la Comics, nu? Vrem să facem la Club Gaming Night-ul. Da. În mod normal. La Comics. Acolo să încerc. O să iau PlayStation, mergem acolo cu el. Și cred că o să fie mai fun, într-adevăr, să încercăm să joace, dar să joace cineva plus care... Plus sunetul la boxele mare, altfel... Nu poți să-l pui, că și aici puteam să-l urmăm la boxe, dar nu se aude... Nu vreau să se audă în lavalieră sunetul din... Ok. Dar a fost drăguț. Mulțumim. Da. Mulțumim pentru jocuri. Da. Și ne vom mai juca cu ele și vedem ce se întâmplă. Eu o să mă joc oricum Spider-Man-ul acum în... Și să ne ziceți așa, legat de primul episod, cum vi s-a părut și dacă vreți să mai facem asta. Și dacă aveți idei de jocuri. Relevant, atât de relevant. Da. O să iasă scurt tot. O să tai mult din el. Foarte bine. Mm-hmm. Bucățele fun. Ok. Bine. Mulțumim frumos. Asta e. Pa. Pa. Ciao. Uitați să vă abonați. Avem Patreon.